Fermierii scot tot mai multe terenuri agricole la vânzare, însă puține sunt cele care se vând efectiv. Motivul ar fi că modificările aduse legii 17 din 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan sunt neclare chiar și pentru notari, susțin unii antreprenori din agrobusiness. Astfel, de la începutul anului până în prezent s-au vândut numai două terenuri, unul de 32 de hectare, cu un preț total de 1,1 milioane de lei în județul Tulcea, iar altul de 40 de hectare. Cu 1 milion de lei în județul Dolj, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Agriculturii. De menționat că Ministerul de Resort avizează tranzacțiile cu terenuri agricole mari de peste 30 de hectare.